Declar de ședința deschisă și ca urmare o să dau 4 ordine de zi, da? Avem așa, la punctul 1, aprobarea procesului a ședinței ordinare al Consiliului Local de Giu din 27.04.2022. Proiect numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului structurilor serviciilor publice din subordinea Consiliului Local de Giu. Proiect numărul 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționarea unui teren extravilan în suprafață de 6.025 metri pătrați, situat în satul Belen, înscris în cartea funciară 61749, număr cadastral 61749, în vederea suplimentării sursei de apă în satul Belen, comuna Elegiu. Proiect numărul 4, privind aprobarea documentației de atribuire pentru concesionare serviciului de utilitate publică de distribuire a gazelor naturale în satele Elegiu, Delen, Răzugești, Brătila, aparținătoare comunei Elegiu, județul Bacău. Inițiator primarul Ion Ciprian. Și la punctul 5, diverse. Supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri împotrivă. Vă mulțumesc. Cum se poate? Trecem la punctul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Elegiu din 27.04.2022. Cine este pentru? Abțineri împotrivă. Iarăși vă mulțumesc. Să rog, domnii și doamnele consilieri, care au un interes personal în problemele conflicte de toate, să se abțină de la dezbatere și de la adoptarea proiectului de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului, structurilor, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local. Aici, dacă, cu siguranță. Prin adresa instituției prefecturii ne-a fost comunicat numărul maxim de posturi, 45, 39 pe administrație și 6 pe poziție locale. Printr-o adresă a ANPP, ne-a fost recomandat ca în conformitate cu articolul 404 cod administrativ, compartimentul stare civil, autoritate, evidența populației, resurse umane, să se desfințeze și să se înființeze două compartimente distincte. Gestiunea resurselor umane se face printr-un compartiment distinct, care se va chema resurse umane, iar compartimentul stare civilă va rămâne cu doar stare civilă, cu un proces. Nu se modifică nimic în structură, decât că se desfințează un compartiment cu două posturi și se înființează două compartimente cu câte un post fiecare. Și în cadrul compartimentului de servire se propune înființarea unui post, funcție contractuală, cu normă întreagă, care va deservi căminul cultural de la Drăguvești și de la Andelea. Da, cea de la Medeciu, poate. Da. Dacă avem discuții pe acest proiect? Da. Spuneți, vă rog, domnul Cristi. Care este persoana care lucrează acum pe resurse umane? Eu lucrez pe resurse umane. Și a spus că se înființează un compartiment. Da. Am atribuții delegate. Am atribuții delegate pe resurse umane. Bun. Din 2004, de când am și eu, am făcut resurse umane. Exact. Nu, a spus că nu se schimbă nimic, dar odată înființat un compartiment, asta nu înseamnă că este un post? Da, a fost și până înainte de postul. Deci postul se regăsea în compartimentul vechi, da? Da. Dar era cu stare civilă. Nu, era stare civilă și resurse umane. Era un post de resurse umane și un post pe stare civilă. Erau două posturi la vechiul compartiment. Acum cele două compartimente vor avea fiecare cât un post. Nu se schimbă nimic. Nu se schimbă nimic. Nu se intenționează să se angajeze nicio persoană pe acest post. Doar că ANFP-ul ne-a recomandat printr-o adresă să înființăm compartimente distincte. Stare civilă și resurse umane distincte. Și la aparatul care are administrația din Legiu, un inspector de resurse umane are normă întreagă? Da. Așa a fost din 2000 de când este. Avem fișă fost înființată pentru inspector de resurse umane. Da, dar atribuțiile au fost delegate. Adică de păi da, altfel cum puteau fi delegate atribuțiile dacă nu exista fost? Cine
cineva făcea și activitate de resurse umane. Cum dacă nu era fișopost? Păi avea un fișopost de stare civilă sau un fișopost de secretar? Nu, eu nu am fișopost de secretar, am atribuții stabilite prin lege. Așa. Da? Iar ca să am atribuții delegate, spus, există un post cu fișopost ca să fie delegate atribuțiile respective. Și deci postul nu se spune la post? Nu. Doar pentru că ne-a recomandat ANFRB-ul să... Doar în urma adresei se face dezmembrarea acelui compartiment distinct. Asta e. Da, nu am înțeles. Da. Eu am zis că totul nu este neapărat pentru stare civilă și pentru resurse umane. Este, doamne. Este. Sunt atâtea posturi în instituție. Sunt primării cu funcționari mai puțin care au. Dar eu am această atribuție delegată. Da. Nu se intenționează, nu s-a scos, nu s-a făcut. Nu se scoate un post acum, un curs. Deocamdată. Dar nu pentru asta s-a făcut, pentru că ANFP-ul ne-a recomandat. Nu ne-a recomandat, ne-a sugerat. Am trimis vechea organigramă, și au venit obiecțiuni pe vechea organigramă. S-a spus că conform articolului 44, resursele umane se fac printr-un compartiment distinct și se recomandă să se înființeze. În cadrul compartimentului protecție civilă să avem în vedere dacă vom ocupa că aceasta este funcție publică specifică și se va numi inspector de protecție civilă. Astea au fost recomandările. Am înțeles. Și deci nu poate inspector de resurse umane să facă și stare civilă, nu? Păi, dar nu avem inspector de resurse. Adică să fac eu și stare civilă. Deci, în concluzie, vom funcționa cum a funcționat din 2004 până astăzi, vom funcționa și după ce admite sau nu proiectul ăsta, fără 12 posturi. Nu să nu fie două posturi, pentru că există, nu știu dacă, poate n-ați Sunt posturi, da. Sunt posturi. Au și fost. Au și fost așa. Și dacă nu sunt, se fac, așa cum este postul de îngrijitor. Bun, ce înseamnă post de îngrijitor și supraveghetor? Ce înseamnă supraveghetor la domeniu? Înseamnă să fie prezent acolo genitorii, la fiecare domeniu, să supravegheze tot ce se întâmplă ce? În zona Ce se întâmplă Câmpii? La domeniu? Am avut spargeri stonate tot al primul din Dăbugești, de exemplu, unde s-a spart biblioteca și nu s-a furat... Ziua? Cred că ziua. Chiar în timpul zilei. S-au furat două unități, cei care au intrat au și fost găsiți, ne-am recuperat parte din parte. Prejudiciu? Iar prejitor înseamnă om de servici. Un om care să fie acolo în fiecare zi, pentru fiecare cămin, că avem instituții comună și spăcat de felul cum arată. Exemplul am luat de la centru de zi, acolo ne-am angajat un om și care își face treaba și de care eu sunt mulțumit și mi-ar plăcea să am și celălalt de trei unități un om angajat. Știți foarte bine că la noi cu forța de lucru e mai greu pentru că avem puțin ajutor social și nu avea ce să ocupați. Cineva care să fie responsabil, pentru că cei care se ocupau până acum de cei două cămini în speță, oamenii de la apă, nu se pot ocupa pentru că au primit atribuții în plus. Foichiștii care erau până acum de noapte au fost mutați la 8 ore pe timpul zilei până când îmi face focul și au atribuții de cosit, îngrijit, parcuri, grădini, spații vers. Și consider că este nevoie de o femeie, de un bărbat. Mi-e teamă că nu o să vină nimeni să ocupe postul respectiv. Nu că nu ar fi nevoie de el, pentru că chiar e nevoie să... Da, nu trebuie să vină. Dar n-am înțeles care sunt activitățile. Curățenie doar, bă, ce poate să facă un lucru? Nu, activitățile de la cămin, avem două cămine punctuale. Avem activități. Nu le schimbăm de... Deci cum funcționează acum așa funcționează? Exact aceleși activități care au fost de fiecare dată, plus că la două cămine punctuale avem înființate doar de biblioteci Căsătești, care au activitate și unii copii noștri din comună merg atunci când este program, activitățile de sfârșit de an școlar, alte activități culturale, sărbători, mulți cu metri. Păi câte sunt, doamnă? Știți dumneavoastră? Câte sunt 2024? Ne spune, mă întrebă pe țigata Maria, o sunam, de exemplu. Dacă vreți să ne rămân, dar ce credeți? Dar cum vreți să spuneți dumneavoastră ce credeți? A schimbat mai acolo acțiunile de la cămin? De când sunteți dumneavoastră, doamnă? De când ați făcut căminul? Știți prea bine pentru acesta. Președinte, orice prânt de hotărâre trebuie să aibă notă de fundamentare. Am spus să nu aberăm, dar văd că aberăm. Păi, să vă spun exact cum stau lucrurile. De exemplu, lui Mocanu, când a venit și a luat amprente și lui, el a zis, ne-a venit, ne-a dat cheile, a zis, dom'le, eu spun, stau la apă, ori păzăți cămin. Deci, nu am mai făcut. Și dacă nu, hai să mergem în urmă. Păi, bine, asta, serios, bă, nu mi-ai mai făcut. Deci, dacă Mocanu n-a mai făcut, hai să mergem în urmă.
Ce activități se întâmplă acolo? Deci am spus foarte clar. Care au fost până acum? Da, bai, da. Are rost, măcar tu de da, când bate în cameră, știi foarte bine cum stau lucrurile, asta urmărești. Ți-ai din firii, să te prind la website, că mai, mai greșești, mai ai preța plânsii de, de a conduce. Sunt aceeași activități care au fost și până acum, timp de trei mandate al dumneavoastră. Bine, doamnă, pentru că nu am luat absolut nimic. N-am angajat, dar știți foarte bine că în situația în care erau căbile atunci sunt și astăzi. Nu s-a schimbat nimic acolo, la fel, sunt în dezordine, sunt în mizerie, sunt neîngrijite, buruienile cresc în gardă. Și atunci am considerat că e nevoie de un om angajat care să-și facă treaba asta. Nu o să meargă nici primarul, nici consilierul și nici secretarul general să dea cu mătura acolo, să îngrijească. Că n-a avut Mocanu, da? Nu că n-a avut Mocanu. Mocanu am spus foarte clar că atât... Doamne, dar la bătii la... Atât Mocanu cât și Zugravu sunt cele două persoane legate pe apă, care își fac doar atribuții legate de alertarea cu apă din fișacul ăsta. Avem foarte mari probleme cu apa, știți foarte bine că se consumă haotic și fără a fi contorizat. Și cunoaște mai bine decât mie situația reală care este, știți foarte bine. Nu, la ședința precedentă a spus că cunoște două pensii compărești. Apa avem în fiecare zi. Deci vreau să vă spun că apa avem de 7 luni și când oameni de rând poate să confirme lucrul ăsta. Dar asta este datorită faptului că cei doi oameni sunt în fiecare zi pe teren, se încalsează, am descoperit și pe o parte din cei care încalcă legea prin fur de apă, prin consum fără rost, prin fântâni umplute cu apă de la sursa publică. Și atunci am considerat că e nevoie de un om angajat la cele două cămini, pentru că urmează și cel de la Hilăgiu să finalizăm anul ăsta de ajutor Dumnezeu și termină treaba constructorul. Nu știu dacă este ceva rău sau este ceva bun ca în cadrul Gorateii de Giu să fie un îngrijitor care să îngrijească cele trei unități pentru că chiar este nevoie să le măture, să le îngrijească, să știa domnul. În fiecare zi? În fiecare zi, la fi... nu în fiecare zi. Păi să fac normal, nu, ascultați-mă un pic, doamna. Nu mai puneți vorbe în gură și atunci să vă termin dacă nu puteți. O să fie o normă întreagă de 8 ore pe zi pe toate trei unități. O să facem un program împreună cu colegii. Toate trei gămini. Care sunt al treilea? Ce nu mai trebuie care urmează să fie finalizat? Dar eu așa am și spus, terminează să fie finalizat. Poate nu o să fie, poate mai durează. Până atunci o să facă 3 zile la Dereș și 2 zile la Drăgugești. Săptămâna care vine o să facă invers. Când o să fie gata și cel de la Hilăgiu, o să fie o zi la Drăgugești, o zi la Dereș, o zi la Hilăgiu, în care o să dea cu mătura, o să strângă baianjele, nu știu ce o să facă. O să pornească centrala prin nevoie să nu mai trebuie conducte, dacă e o activitate pe timpul... Vă spun că acum noi nu putem să ne facem activitățile de la sfârșit de an și merg la centru de zi cu toată școala de clasa 8-a, pentru că la Drăgugești la DLM lucrurile stau așa cum ar fi trebuit să stea. Nici tinerii nu sunt serioși, nici cei din jurul căminului, nici cei care folosesc parcurile, pentru că peste tot am găsit numai geamuri sparte, am găsit fațadă crăpată și multe alte. O fac de la 8 la 4, la 7 la 9, 11, nu știu la câte le fac, dar o fac în fiecare zi. Dacă dumneavoastră credeți că nu e regulă și orice propune primarul nu e bun, nu trebuie să votați, nu e obligatoriu. Nu trebuie primarul asta, nici măcar protecție socială nu e. Nici măcar protecție socială. Adică eu... Să știți că mi-am propus să nu mai într-un conflict absolut. Dar nu chiar mi se pare că sunt niște aberații pe care le facem. Veniți, domnul, nu aveți cuvânt să știți că nu dați... Nu am terminat. Deci trebuie să mă lăsați. Câteodată nu dați bine niște stică, în momentul în care vă comportați ca un om care nu a fost niciodată primar. Credeți-mă, chiar așa vă comportați. Vă puteți întrebați secretare pe un post pe care ați votat dumneavoastră acum 12 ani, urmă sau 16 ani. Știți foarte bine ce i-a luat atribuții de stare civilă, de resurse umane. Știți foarte bine că are secretarul general și știa și poate că așa este și puneți și întrebări așa care... Nu mai spun că nu sunt evaluată pe această activitate. Deci eu pe această activitate n-am cum să fiu evaluată, dacă nu știați. Da, doamna secretar, la persoană își face și stare civilă și resurse umane și... Da? Deci despre asta este vorba. În altă parte se poate. Spuneți-mi, domnul primar, câte posturi ați fost la concurs? Așa că ați făcut dumneavoastră când ați fost administrator public, doamna primar, da? Câte posturi ați fost la concurs cu studii superioare? Doamna care lucrează pe proiect. Ați făcut un concurs care a plecat. Luna trecută, lăsați-mă să termin întrebarea. Luna trecută ați angajat, sau mă rog, ați avut un organigram, era COVID în jur. Ați angajat, nu este, da. Da, ce spune, ați văzut cumva? Ați putut urmăriți, poate mi-i sacra. Da, nu știu, nu. Da, deci luna trecută am angajat vida în jur. Mecanici avem peste tot, la toate pompele, deși a spus că pornește pompa de 2 ori pe zi, dumneavoastră a spus, da? Și de 3 ori, și de 5 ori. Și de 3 ori, deci enorm o funcție. Și de consum. Da, la căminul de la Adelen este și o grădiniță, o bucată de grădiniță, este o femeie de serviciu acolo. Nu este nicio grădiniță acolo. Și nu este de mult.
Era da. Normal pe atunci, acceptat. Dacă nu plăcea să întâlnim, mai vedem să știu. Păi asta e, ce să fac, fiecare poate puține lui, da. Și dumneavoastră acum veniți din nou un om care să facă nimic. Da, vin cu un om de care este nevoie. De oameni cu studii, este nevoie de acum. Ar fi oameni cu studii angajați dumneavoastră și își fac treaba așa cum ar trebui. Da. Eu de când sunt primat, n-am făcut nicio angajare pentru mine, să știți. Nici nu, nu, pice, dați un exemplu. Nu trebuie așa. Păi n-ați angajat cu studii superioare, normal. Nici cu studii, nici fără studii. Dar pe Zugravul cine l-a angajat? Zugravul este omul de la APA angajat, pe cum a dat o formare lui Bădicu. Așa, ăsta cine l-a angajat, pe cel care a angajat APA în Helegiu? Omul angajat la Helegiu, în locul postului angajat, care ești la pensie. Trebuia să nu angajăm om acolo? De ce ați angajat? Nu, domnule, sunt oameni care nu am pițat niciun post. V-au plecat oameni buni? Au plecat oameni cu studii, deci domnul Toma este un om care a văzut faptul. Domnul Toma n-a plecat nicăieri, domnul Toma este un om de medicat, chiar și astăzi era în primărie. Domnul Toma este la pensie. Nu, domnul Toma este angajatul primăriei. Deci nu este concluzia, vă descurcați, nu este nevoie de personal calificat, nu este nevoie de om cu studii. Nu este nevoie de studii speranță. E nevoie de muncitori, de vidanjori, de îngrijitori, da? De asta este nevoie. Nu înțeles. Da, haideți să mergem în parte. Spuneți, dar referire la postul ăsta de întreținător al clădirilor, să fie un bărbat, poate mă spune, să pliceam, să mai pun, am văzut că o parte ăla de băieți, dar acolo sunt acolo, circul să mă adevăr, să fie din mărul, să fie un băiat, pentru că să fie priceput, oțeasă, vă spădăresc. Deci am fost la un munt la tine, puteți să mergi la toaletă, domnul bărbat. Păi tu mai de-aia angajezi un om. Păi tu am angajat ceva, dar trebuie să facă curățenia. În început, primarul, femeie de servici, are sectorul IQ, altă treabă. Nu știu, nu despre asta vorbim. Noi căutăm să angajăm cineva să fie ok. Da, dar v-ați trebuit la partii femeilor, cu mărătura. Păi nu, pentru doamna predicat să fie simplu. Ce face la centru de zi femeia aia, va face și la cărnii, frate. Aia face, uita. Dar așa, dar trebuie să vorbim două ori, apotic sau degeaba, cum să luna. Doamna, am bădic, vă frumos, dar noi ați terminat de vorbit. Domnul Magdalena, așa că omul ăia cu bani mari. Cum mai mari? Așa că omul ăia cu bani mari. Și dumneavoastră, dar nu e nimic, mă, atât am știut. M-am înțeles, dumneavoastră, de la Brătila, deci vine cu sculele ei de casă să facă curățire, să dea lui iarba. Așa am înțeles. Doamne, lasă-mi angajezi, lasă-mi angajezi. Nu crezi, nu e aprobare. Cine este pe asta? Dar asta nu știi că lucrează două ore pe zi, nu chiar stătește. Adică noi ca muncim 8 ore pentru fiecare. Și doamna stă două ore acolo. Cine este împotrivă? Pachetul din care vă trebuie. Doamna respectivă să fie în toate căminele? Ar putea? Mergem la public, care vine cu locul ăsta. Ca 8 ore, nu? Dar nu fiecare zi, adică două ori câte... Bine, dar sunt bani, nu sunt bani, doar cum o să faci niște situații. Atunci când ați ajutat lui de la Brătila, aia de la Brătila, cum spuneți dumneavoastră, între ghilii mele, e ajutat prin mandatul dumneavoastră, cine ați dat atribuții de toate două gădini? Chiar au făcut dumneavoastră de atunci. Nu, nu. Dar cine a ajutat domnul Părere? Oare cine? Eu cred că dumneavoastră ați ajutat. Nu mai țineți minte, domnul Părere. Eu sunt convins de asta. Nu, nu, era domnul... Valera administrator, avea nevoie, da, da. Deci, Valera, deci, da, oricum, e ok, fata și face treaba, este foarte bună și atâta să folosiți. Dacă nu, și că în centru acela arăta așa cum arată, să scrie la adevărat de Drăgucești, în baragele, să spun, între ghilimele. Și oricând am fi străbuit să le întreținem, nu putem. Cred că oriunde în lumea asta e nevoie din om de servici care să îngrijească, să aibă, să supravegheze, să dea cuvântul într-o instituție. Și la școli sunt. Domnul președinte. Ce pot să vă spun? Ce pot să vă spun și o spun aici în față dumneavoastră că n-am niciun interes în angajarea fetei respective sau bărbatul care va veni la concurs. Dacă aveți cunoștințe și știți persoane care sunt interesate și vor să muncească, să vină să se înscrie. Nu am rude nici de nici de Drăgucești, deci nu o să intenționez să angajez nici fata mea, nici fiica mea, nici asta, de asta puteți să fiți sigur. Nici prin fina, nici prin bătra, nici prin... Și ar fi firul, să pricepi, să bea la treabă. Deci nu știu că o să fie scos postul la concurs. Noi, practic, azi am înființat un post în organigram. Nu știu dacă îl scot, dar așa că am înființat și acel post de șofer, nu de vidanjor, de șofer a postul respectiv, pe care l-am gândit. L-avem un organigram, o aveți în față și o studiați. Nu este un post scos încă la concurs. Din câte am înțeles eu și cred că săptămâna trecută premierul ieșise și s-a spus că în tot ce înseamnă sistem privat nu se fac angajări. Adică sunt niște discuții care nu și-au rostul. Avem o grămadă de vorbit, avem o grămadă de probleme în comuna asta, în loc să ne mobilizăm într-un fel să ajutăm exact. Și să sprijinim comuna, noi vorbim de fochiști, de Dumnezeu, de stați neșită că să cheltuiesc mai așa cum ar trebui, aia puțin care sunt astăzi. Despre cum sunt ce mai puțin. Despre asta vorbim. Da.
Da. Încă o dată spun la aprobare cine este pentru. Abțineri? Împotrivă? Da, mulțumim. Trecem la proiectul numărul 2. Pardon, numărul 3. Numărul 2. Privind aprobarea organigramei proiectul numărul 3. Privind aprobarea achiziției unui teren extravilan în suprafață de 6.025 metri pătrați, situat în satul de Leni, înscris în cartea funciară 61749, număr cadastral 61749, în vederea suplimentării sursii de apă în satul de Leni, comuna Eligiu. Aici este vorba despre acel teren care a avut discuții despre el, astăzi am reușit să îl ducem spre capăt, spre finalitate, procedurile vis-a-vis de achiziția lui, inclusiv și o evaluare făcută de un evaluator pentru zona aia unde sunt izboarele la DL, acum îmi spune acolo, în coasta Văcarului, Șupătul, sau Șes, cu intenția de a suplimenta sursa de apă în satul DL și să fie și lumea mulțumită că se va întâmpla așa. Dar noi ne-am dorit să furim mai puțin și să consumim mai puțin la voce. Discuții pentru acest proiect? Ce vă luat? 20.000 de lei. Vorbim de 20.000 de lei? 20.000 de lei. 4.200 de lei. Vorbim de un teren de 6.000 de metri pătrați. Aparține familiei Păjol. La durată de mult, vorba de discutăm de teren de un an de zile, mai bine de un an de zile. E un teren care practic nu a fost împărțit de moștenitori, era pe numele defunctului. Ne-a trebuit foarte mult timp să ia pe fiecare, să împărțiți în toată lumea, să spun că și până afară. Apoi au trebuit să aduce 90 zile de anul de publicitate, pentru că nu aveam un cotor fiind extravilan. Dar o studiu ca capacitate de apă, este? Este făcut. Avem un hidrologic făcut. Vă gândiți că e mai degrabă. Am făcut și demers pentru un studiu de vedabilitate. Nu de zapă, este singura sursă de apă din DLN pe care am putea să o suplimentăm și să o și valorificăm. Și semnificativ, așa sunt surse. Nu e semnificativ. Știți cum e? Sursa de apă de proiect era la fel. Deci când am făcut SF-ul, scoatea vreo 5 litri pe secundă, 4,7 litri. Asta scoate 1,2, 4,3. Utilajul, nu poate știi foarte bine că v-am spus. Oameni, știi, știi, ți-au crescut, nu mai e cum. Da, avem un studiu hidrologic făcut acolo. Da, la vedea de apă. Unde a 200 de zapă. Alte discuții? Mai e cineva? Nu. Supun la aprobare. Cine este pentru? Împotriva, ține, mulțumim, mulțumitate. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuire a gazelor naturale în satele Elegiu, Deleni, Drăgugești, Brătila, aparținătoare comunei Elegiu, județul Bacău. Aici o să dau cuvântul domnul primar. Da, după acest proiect de înființare sistem de gaze, pe care am mai discutat, joi am fost și am avut o discuție la domnul și cu domnul director, doar vreau să vă spun că nu am venit cu prea încântat să spun, nu sunt atât de interesați de noi sisteme de înființare, chiar dacă legea le impune într-un fel sau altul. Noi ne facem treaba, pentru că asta trebuie să facem, avem un SF finalizat, am depus pe o sursă de finanțare, din care să dea Dumnezeu să și fim finanțați. N-am venit să știu eu lucrul ăsta, cel puțin astăzi. Urmăm pașii normali, cei de a scoate legislația acest sistem. O să avem un caiet legislație pe care deja l-am terminat. Urmează publicarea în Monitor Oficial timp de 45 de zile și apoi scoaterea licitației a sistemului. Poate între timp avem și un răspuns de la proiectul Angersalini pentru finanțarea sistemului de gaze. Am început cu Delgaz pentru că ei sunt concesionari la Vivezi. Și am discutat cu colegul de la Bărsănești, o să știm și de și documentația și poate sunt interesați de cele trei comune să le lege într-o fel sau altul. Repet, eu nu am de încântat de acolo, dar noi o să scoatem la licitație. Sper să fie interesat și dânsii. Nu sunt ei, sunt și alte firme autorizate ce
cu cătea de ei, am înțeles că mai e o firmă pe la Catra Neamț, care o concesionat a făcut câteva milioane la Comuna Filipești. Încercăm. Dacă nu încerc, nu te rezolvim. E adevărat că până acum am chiar ceva vorbit și nu bani puțin, cu studii, cu SF-uri, cu avize, cu drumuri naționale, cu ISC și cu multe altele, dar și dacă nu le-am făcut, putea să-mi pun cineva cum ne-a făcut și nu suntem interesați. Nu, nu suntem interesați, ne dorim, atât eu cât și colegul meu, cât și sunt convins și dumneavoastră, să ducem la capul acest proiect. Cred că e proiectul cel mai important astăzi, cu poate că absolut totul e necesar, și apă, și canalizare, și drumuri, dar și gazul, pentru că, vedeți dumneavoastră, lemnul este foarte, foarte scump. Vă spun că notam asta trece oferte, pentru că încă n-am făcut aliță de lemn pentru primărie, 550 de lei metru fără TVA, cu tot cu transport și cu teren. Adică mi se pare un preț exagerat de mare. Asta înseamnă că gazul e mai ieftin. Sunt convins că și o locuință de 150 metri, pătrați cum avem noi la țară, 100 metri, eu știu, îi costă, cred că, la fel de mult. Dar măcar acolo ai comunitate, ai... Despre asta e vorba. Încercăm, nu înseamnă că și reușim. Pentru mine e un semn de întrebare și mă întreb cum de cei de la, la Poțofănești, pentru că știți, am avut discuția cu Poțofănești de ani, că au fost singura comună de Județul Bacău care au fost finanțați și eligibil de POIM, nici ani nu s-au apucat de lucrare. Nu înțeleg care e explicația, nu știu. Încă deci în 2020 trebuie să fie finalizat, adică trebuie să pierd bani. Noi încercăm, nu știu. Dacă reușim să fim și concesionați, poate găsim surse financiare, nu știu, din bugetul local, să ne facem pas cu pas, nu știu, ani cu ani, dar măcar plecăm de undeva. Dacă aveți dumneavoastră întrebări. Da. Deci firma care va concesiona va realiza investiția propriu-zisă? Firma care va concesiona va avea o parte din finanțarea respectivă. E o negociere, practic, între OAT și concesionar. Obligatoriu, din câte știu eu, e partea aceea de distribuție, mă refer la stația de distribuție. Directorul care am avut o discuție pe investiții îmi spune că anul ăsta au fost trei comune care au scos spre concesionare servicii nou înființate, așa cum suntem noi, și că nu au fost prezenți la niciunul dintre ei, nu au fost interesat de niciunul dintre obiective. Noi avem o calitate cu care eu recunosc că abia l-am primit zile trecute, n-am avut timp să-l aprofundez și să-l... Acolo așa scrie, realizează investiția. Realizează parte din investiții. Nu poate să fac toată investiția, nu există, pentru cea mai de tot nu s-a de finanțare atunci. Îmi spunea că la lucrare undeva la 20 ceva de milioane, cum e lucrarea noastră, ei ar putea să nu cu 2-3 milioane, adică undeva 10% din lucrare. E clar și eu sunt convins de lucrul ăsta că acest proiect nu e un proiect care se va începe mâine și se va termina apoi mâine. E un proiect de bani care se va întinde pe o durată mai îndelungată, zic eu. Și de ce zic treaba asta? Pentru că așa cum eu am depus pentru finanțare, toate comunele, 98% din comunele din țară, au depus pentru că astăzi peste tot. Primarii cred că își fac treaba, chiar dacă nu mai vrea. Unul are în spate o echipă sau vin cei de la consultanță și vin pe capul tău pentru a depune diferite proiecte și de finanțare. Realitatea este că nu sunt bani. Degeaba depunem acolo, noi am depus pentru Ianca Salini din octombrie am trecut și încă sunt în evaluare cu SF-ul început, cu SF-ul finalizat, unele stau cu avizi pentru documentații pentru avizare. Nu știu să vă spun astăzi ce înseamnă investiția concesionarului. Nu știu să vă spun astăzi. Și totuși noi concesionăm, o să fie suntem de acord cu niște condiții, niște lucruri, pe deci, care să le facă concesionarul, pe care nu le știm. Eu, dacă mă întrebați azi, după cât am umblat pentru gazul ăsta și chiar am umblat în marți trecut, am fost la București, joi am fost la Târgu Mureș, numai pentru gaz, nu doar pentru gaz, la București. Cred că e un pas foarte important să fim concesionați, mai mult decât o sursă de finanțare. Zic eu astăzi, pentru că ei și-ar fac un angajament prin angătrenii concesiunii, că sunt pătași, sunt parte comunismului în proiectul respectiv, iar noi putem găsi și alte surse de finanțare. Nu știu, putem vorbi și de un prumul la un moment dat, dacă noi considerăm aici împreună cu toții că gazul ăsta este chiar atât de necesar pentru comuna noastră, putem să facem un prumul, că toate primările din țară astea au împrumuturi pe care și-l plătesc din bugetul local pe o perioadă mai scurtă sau mai îndelungată. Sau poate găsim o sursă de finanțare. Eu spuneam și pentru apă și canal, că noi am depus pe Anchel Salin, dacă vă amintiți, apă și canal pentru plătirea și Drăgugești.
lucru la care n-am stat deloc, ne-am oprit, pentru că noi am început să facem SF-ul, am făcut documentația pentru studiu de hidrologic, am măsurat pe teren, ne chinuim să vedem, ne amplasăm rezervoare, așa fel încât să ajungă peste tot, dar partea asta o suportăm noi. Partea cea mai mare vine din partea finanțatorului, prin partea proiectului Angel Salin, în speță. Concluzia mea clară e că nu sunt bani. Proiectul nostru ne costă 26 de milioane. De atunci când s-au depus ghidul, se vorbea de un 4 milioane de fiecare UAT. Astăzi s-au schimbat regulile jocului, regulile pe care nu le-am înțeles, sincer vă spun, și am stat cu domnul de Tosoare la PNDL. Nu mi se pare normal ca banii să ajungă la Consiliul Județean și să împartă până la algoritm politic, așa cum se întâmplă astăzi. Putem discuta, dar nu astăzi, în cadrul ședinței. Dacă vreți discuția asta, o putem avea și pe 4 ori. Eu îmi doresc enorm din proiectul respectiv, îmi doresc să aibă apă plătirea, pentru că e o mare problemă. Nu vă spun pe ce trec eu zilnic legat de plătirea, mai mult decât legat de lei. Pentru că la drena se vinde rău, mai curge apă, la plătirea unde aveau surse proprii, jumătate de lucru din sat, din cauza seșterii pe care o trăim, din cauza consumului mult mai mare, pentru că a crescut nu neapărat că își judă florile sau își judă răsatul de grădină. Au făcut condiții în casă și au cumpărat cu mașini de plată automată, acele surse proprii de 20-30 de familii nu le mai ajung. Au ajuns la bătăi, se bat pe acolo, pe sus, pe la postea, se ceară, merg pe acolo, merg degeaba, pentru că nu pot interveni în plănurile respective. Și mi-aș dori acest proiect. Discutam cu președinte, cu algoritmul știu de împărțeală, mi-am zis, dați-mi ceva, nu mă înțeleg. Eu nu spun să merg toată cei de 26 de milioane, cât costă, cât e evaluat proiectul nostru astăzi, în SF-ul. Dăm două, dăm trei, ca eu să pot să demarez aceste lucrări. Nu știu, să începem să facem rezervoare, să începem distribuția, să pornim de undeva. Pentru că dacă stăm așa și așteptăm, dar repet, concluzia mea este clară, lipsa banului. Vedeți, noi se întâmplă în toată lumea, cum spuneam noi în țară, cu războiul din Ucraina, poate... Ca altfel nu mă spune, din cauza este de 7 de ani, când se vor răzbui. Da, ne nu considerați obligă, este primăria și UAT-ul la niște condiții pe care încă nu le știm. Nu. Acest... Dar ce se întâmplă? Prin delegarea... Serviciului de atribuire a serviciului de condiții de unei firme. Discuție atunci între noi, Boratei și Delgaz. Vom studia împreună acel caiet de sarcini. Eu, dacă mă întrebați acum, nu cred că să vă prezez la taxa Delgaz. Și vă spun ce cauză. Pertinentă răspunsul lor. Și eu l-am înțeles. Îi spune, domnule, mie legea mă obligă astăzi să investesc acolo unde sunt, cum se numește, prelungiri, extindere. Exact. În speță Târgu Trotuș, care are un gaz de 6 ani de zile. Sau un Inveziu, care l-a dat drumul să facă un an de zile. Acolo sunt forțați prin lege să investească și să facă extinderi, dar la fel, tot printr-o negociere cu ATO, cu o parte de finanțare. La mine, unii am un sistem nou, un sistem care costă 20 ceva de milioane, un sistem care e destul de greu, pentru că traversează un DN11 care merge 7 km, traversăm o comună cu Bârsănești, cu care nu avem o chestie de asociere între noi, pentru că nu s-a făcut una de ei. Poate era mai bine, poate era mai rău, nu știu lucrul ăsta. Dar, repet, am considerat că e nevoie să fac lucrul ăsta, cred că este nevoie și să avem gaz în comună, și vom încerca să ducem la capăt. Vor reuși, nu vor reuși, vom vedea la sfârșit. Eu voi plăti, cred, porții de aici, sau pot să câștig. Mai sunt alte discuții pe proiectul ăsta? Atunci supun spre aprobare, cine este pentru? Împotrivă, abțin? Eu mă abțin. Abținem. Da, mulțumim, trecem la următorul proiect, diverse. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Zărnescu, doamna... Da, domnul Zărnescu. Domnul președinte, la Brăstila, acolo, cineva a pus un gard și lua să vină stâlpii care au fost, o jumătate de metru a intrat în drumul bubii. Trebuie dată înapoi. Una. Al doilea. Trebuie reglat în becurile alea. S-a prins la ora 7, să sting la 7. În ce zonă? În zonă? În zonă? În zonă? În zonă? Vinerea vorbit cu... Da. Și ce întrebare aș avea? De exemplu, Mocanu se costică să Mocanu. Are solar acasă? Am o discuție cu la Brescări sau Odi, că el e înfipt în țeava aia și are apă permanentă. Trebuie verificat care e treaba pe ea. Asta ar zice-o. Alți oameni nu au apă și el are.
De exemplu, știu să întâmplă exact la ca la postică creată, dacă și nu vreau să se văd. Postică creată vreau să nu leagă țeava la mare, el a făcut o bucă și duce sus, oprește țeava la... Să știți că am avut discuția asta cu un locam de gaz din acel solar, pentru că nu l-are de anul ăsta, apare din mod 2-3 ani. Să facă bucă, să facă ceva, este exclus. Apa îi trece prin stradă, îi rețea nouă, nu poate. La plătirea este făcută, aici e 100%. Solarul respectiv de care vorbim și toată mă rugăm despre faptul că îl făcut și Dumnezeu, că sunt 1000 cu solarea pe luna asta, dar are și omul de la apă, asta e la discuție, are primar. Degeaba sunt 50 de nu știu ce. Eu n-am știut. Solarul este sus. La Drăgurești. Cei de la Drăgurești știu zona. Din spate, din case, pe un teren, nu știu, la Paraz, nu știu la cine. Eu nu contest, nu cred că toată lumea e obraz din casă și iar Costică poate să fie unul dintre ei fără discuții, să unii și solarul, să... Din ultima discuție am avut cu el anul ăsta, din câte știu eu, ce-a făcut fântâna acolo și-a captat o apă în care vin prin cădere. Că consumă și la rețeaua publică poate să fie, o să verific, nu știu ce să vă spun. Asta știu eu astăzi. Da? Să știți că până acum n-am probleme cu apă, nici la Drăgugești, anul ăsta. Da, nu înțeles. Încă e 1 iunie mâine, păi mâine. Poate dacă o să fie secetă, poate așa e secetă, o să fie mai clar, poate nu mai fi probleme. Dar o să verific și vă promit, o să verific că chiar n-aș vrea să vină chiar din partea lor. Că poate că trece la orice. Nu vă spun ce am trebuit să-mi trecut, să descumpă de apă în fântână și cum. Că nu nicio frig de Dumnezeu, deci nu pot să mă stai altfel. Eu pot stai drumul la conduită, pe un puț, fără fund, să puc în continuu și să duc în bătă. Da, trebuie tot. Dar m-am tăiat în clipa aceea, asta ați neștit, de stat penal, nu despre asta e vorba. A fost tăiat, debranșat, problema este că sunt mai mulți. Nu-i singur. Eu prima dată. La Brătila, acolo. Hai să vedem ce face cu găurile la spate. Da, să dea punct de acolo. Să rupi poale mai tare. De pe teren vin pentru că m-am mers de-a măsurat pentru marcaje și am știut că sunt 4-5 ore acolo care trebuie să făcute. L-am rugat pe cer cu firma Daru. Am avut o discuție cu firma care a înflat asfaltul de Jordan Iisus. Urmează să vină să toane și pe ciungi, și pe ciungi, zic bine, pe ciungi. Da. Și atunci o să plombeze și cele trei găuri. Problema nu sunt găurile, problema va fi mare la anul, pentru că la anul nu știu de o să găsim bani să reparăm cele două drumuri care nu mai arată bine deloc. Vorbim cele două drumuri comunale, dacă până acum am făcut o străduță, am mai făcut câte un colț acolo unde era nevoie de asfalt. Avem drumul Brătila și drumul de legă arată și mai rău decât Brătila, care trebuie dat un strat dintr-o parte în alta. Vorbim de un strat de 4 cm, pe o lungime de 10 km, calculați și dumneavoastră că sunteți oameni cu carte și să vedeți că ne costă foarte mult, mult mai mult decât ne permite bugetul nostru. Lucru pe care trebuie să-l facem. Iar acolo nu poate fi vorba de o finanțare externă, pentru că vorbim de reparații. Bun. Școala numărul 2 la Brătila. Și să suntem lupeani. Școala numărul 2 la Brătila, mâine, nu, miercuri, pe întâi, o să vină un consultant domnul Moșneagul de la Iași, pe care am avut o discuție, o să trecem pe răsul trecem. O să încerc să, pe PNRR, pe axa, cred că 50, nu știu pe care, de anvelopare, și să gândim împreună ce destinații dăm. Pentru că asta e problema cea mai gravă. Că o facem, ori o rezolvăm, o văruim, o îngrijim și în 3 ani arată cum arată că mâna Drăgugești. O să cetăm iar împreună aici, că nu te luăm biserice, acum nu are ce să o îngrijească. Eu aș vedea-o din punct de vedere să o numim într-un fel un centru de, nu știu, de urgență. Pentru că eu am probleme din ce în ce mai multe cu probleme cu situații de cazuri sociale, de cercuri în familie, de femei abuzate, de copii dați afară din... Și mă rog la domnul primar de Ghină, pe la nu știu, să-i țină o seară, pentru că legea îi permite astăzi, iar poliția le dă de loc 24 de ore sau, nu știu câte ore, 48 de ore, de... N-are voie să apropie de locuință, de casă. Interdicție. Da. Și cred că asta, chiar mă uitam acum într-o zi și intrasem când am fost noi la școală, mă gândeam că fiecare sală de aia putea fi împărțită într-un apartament, să spun. Adică să fie acolo, sau o garsonieră, să aibă un kitchenetă, un două, patru duble și o baie separat. Sunt 5 camere care s-ar preta. Dar e o investiție pe care nu știu dacă nu-i termine. Astăzi bani destul de mult. La fel trebuie întreținută și nu putem mai mult de 24 ore să ținem acolo. Dar că... un centru de bătrân, domnul primar, dacă îmi trebuie, nu este mai bine, pentru că sunt și pensii, ar fi o finanțare plus locuri de muncă pentru comună.
Adică... Deci nu cred că... Nu de la Cluj sau de la Cluj. Nu cred că este o OAT în țară care are un centru de bătrâni funcțional și care să-și poată întreține. Eu cred că cea trece de bătrâni sunt pentru ONG-uri sau pentru firme private, sunt care pot să facă lucrul ăsta. Noi ca OAT nu putem încerca, pentru că nu e atât de simplu. Plus de asta, ei nu se pretează, nu cred că va fi autorizat, pentru că spațiul acela de acolo nu poți să ai și cabinet medical și sală de... E loc să mai faci, e loc să faci. Mai e teres. Nu știu dacă noi putem face un astfel de bătrâne acolo, nu știu. Deci nu cred că îi putem permite. Putem să decidim noi aici să dăm pentru noi aici să facă astfel de bătrâni. Adică pentru mine e mult mai simplu, pentru nu vine pentru mine primarul de astăzi, pentru primarul care va veni după 2024, pentru oricine o ține la primărie, clar, nu este ok și nu poți duce la capul unui de bătrâni, poți să așa de o soluționare de la oarcerea nostru. Se poate face o parteneria, se poate face ceva, dar nu este simplu. Să știți că nu este simplu și noi nu o ducem la capul. Haideți să-l ascultăm, domnul primar. Haideți să-l ascultăm. Urmează că nu e simplu, iar clădirea respectivă nu arată rău, să știți. Nu arată rău deloc. Noi atunci am crezut acum 2 ani, când am șapte băieți, am schimbat geamurile, am protejat și este protejat. Este tembuită, subzidire făcută la ea și lucrare făcută de firmă care lucra foarte bine și de calitate. Nici nu cred că ar trebui foarte mulți bani să o punem la punct, așa cum am gândit-o eu, cu anvelopare exterioară doar de termoizolație și să amenajăm fiecare, pentru a nu mai face un alt spațiu care înțelea bani mai mulți, fiecare din cele 5 sări să le amenajăm cu 20 de locuri de cazare, de exemplu, care să ai o baie și o bucătărie acolo, pentru cazul de care v-am spus eu. Suntem sunați acum de spitalul de la județean Turcia, apoi de spitalul județean Bacău, pentru cazul dintre astea de oameni ai străzii ce provin din comuna noastră și care au ajuns astăzi în situația în care nu le pot întreține. Eu găsit prin diferite locuri, prin Turcia, prin mine, și ne sună pe noi, pentru că avem un caz așa care ne plătim cu 3.000 și ceva de reinfigat, da. Că legea ne obligă să facem lucrul ăsta și presimt eu cum avea și alte cazuri. Cel puțin că s-a furit, că s-a cheamă pe ăsta, clar o să am în așa situație. Am avut discuții cu domnul Ștefan Județean, am avut discuții cu direct la legea SAPC, să găsim o soluție pentru că sunt și centre ale statului, ale Consiliul Județean. Nu o găsim loc. Deci și acolo sunt interese, nu am explicații. Cel de la Târgu Trotuș ne ia 3.300, nu știu că ai fost tu, vine să verifici dacă nu am fost. Mi trebuie și chestia asta, că poate mor de 3 luni, plătim de acest la orice, dar... Arată bine. Domnul primar. Da, vă găsit. La bani, la Andreea, da, merge în cadru, nu mai poate pleca de la urmă. Stăm poliții bune, toată viața au șprințuit să o dăm prin gară. Asta e treaba. Când m-am dus acolo, sungea cu cărul pe mâini. Domnul primar, la bani, la acolo. Rugați-l cu slugă să gândește și oamenii cu vacile de la apoi. Un pic oameni de acolo. Nu trebuie să-l rog eu. Este un contract cu concesiuni care spune clar într-un articol. Am avut succesat și la Vierul și la Prăsândulei. Lasă-mi eu, doamne. Drăgucești. Drăgucești. E un articol care spune clar că nu se interzice pășunatul. Că oamenii vor să păzească struguți vaca, asta e altă discuție. Nu, nu, nu. El și-a făcut gardă electric și nu mai lasă oamenii. Omul a spus clar, domnule, dacă vrea să bage vaca și în gardul meu electric, pentru că eu am un gardă, pentru că nu-mi permit să plătesc un angajat. Gardul doar protejează și nu se duce animalul către, știu că, cine este omul Sergiu Așu, doar Cămin la, nu am Sergiu, soția lui, la dispensarul de la Bătila. Odăraru? Nu. Nu mai. Nu, e stâmpă acolo. A, lui Șule, așa. Șule a dus vace, cred că Șule mai are vace, nu știu mai are vace în zona aceea. Are și Șule, are și Șule. Șule a dus vace, pentru că el am avut discuția asta și am mers amândoi cu struguți, o băga vace din cărbărul struguți între statul respectiv. Dar prin lasă așa? Da, cu Șule am vorbit. Nu pot să vă spun acela. Discuția am plăcut și la drept la fel. Tislazul este concesionat de un crescător de animale din comună, dar asta nu înseamnă că este acolo un împărat și că faci ce vrei pe pășuna respectivă. Nu. Vacile vor merge da, la pășuna, dar aici am zis Islazul, a oaie, a oaie, a vacile, a vacile, dar cetățenii se meargă cu vacile acolo pe Islazul. Niciodată nu puteți să-i împărcăți, niciodată nu ne-am păcat ciobanii și sfate bine. Atât da vă spus. Domnul Cumar, la biserică la Răzești se dorește să se construiască o capelă din lemn. Da, știu. Da, știți. Din lemn? Din lemn, da. S-a făcut un proiect, am înțeles că este din lemn. Sau un proiect, că zice un lemn. Da, este un container din lemn. Din lemn. Din lemn. Din lemn. Din lemn. Din lemn. Din lemn.
vreau să vă spun că am avut discuții și cu proiectantul și cu părintele, chiar de la mine și venit ideea respectivă. Poate mulți nu înțeleg, poate mulți vor să altceva. Eu cred că pentru parohia de 10-6 e suficient. Nu poate să facă mai mult și nici nu are forță să o facă și nici nu are unde. Pentru că o clădire cu beton, cu altceva, înseamnă autorizație de construire. Iar, după cum știți dumneavoastră, noi nu putem să avem autorizație de construire pentru că cimitirul este domeniul public al Consiliului Local, este al nostru, primăriei, al UAT-ului. Nu poate să construiască acolo. Nu are cum, nu le dai eu voie. Doamne ferește, l-aș sprijini și totdeauna sprijini biserica și sunt pentru lucrul ăsta. Dar nici nu sunt de acord să facă o clădire fără să aibă autorizație. Și atunci am venit-o, să venim cu idei, să săpim până sub drum, riscăm să dărâmăm și drumul ăla de acolo, să surpă, o să coste mai mult zidul de sprijin decât lucrarea respectivă. Plus de asta, ținând cont că Răzeșul e o parohie foarte mică, cu din 5 mai puțin bătrânei acolo și că nu este nicio șansă să vină tineri mai mulți, cred că un container, nu știu, eu am dat ca exemplu capela aceea de la Măgura, care mi-i place foarte mult și chiar am contat și părintele meu la Hilegiu când s-a apucat de... Păi ei, uite, în lemn, ai montat unde ai vrut, nu mai vrei la anul, mulți în altă parte. Eu dacă aș fi fost acolo și am spus și părintele și am spus și celor de biblioteca care am mai vorbit, aș fi cumpărat cuvântul de la Ungureanu. Eu asta aș fi făcut eu ca pe o paroc acolo. Bune, bucățica aceea de teren dintre dispensar și aia, o putea cumpăra parohia la un preț destul de bun. Da, dar parohia nu are putere financiară, domnul primar. Ba mai da. Sunt mai puțin de 100 de oameni în 20. Ba da, are putere financiară cu sprijinul nostru. Pentru că nu știu dacă cerea mai mult de 6-7 mii de euro unguream pe zona, pe terenul respectiv, bani pe care dădeam de 30 mii în fiecare an. Și anul ăsta cumpăra, de adevărat, eu am luat domnul Ungureanu cu exact problema. Anul ăsta cumpăram bucățica ce timp. Nu vorbim de tot terenul Ungureanu. Adică nu și lasă-mi în țară. De aceea fâșii, unde avem noi, am avut noi graful ăla de rămas așa, și să taie, ar fi fost și o soluție. Că cred că ar fi fost toți de acord să cumpere 30-40 locuri de veci și bărunțe ce se întoarcea tot către Casa Praznicală și avea și loc frumos în care se putea să dezvolte și să crească și să o facă cum vrea dânsul. Și atunci am ales soluția asta în cu proiectantul. E vorba de un proiect cu care mi se pare că e subevaluat pentru plan de biroș și posibilitatea să studia și nevastră. Valoarea respectivă e undeva la 50 ceva de mii de lei pe TVA. Adică nu știu dacă cu 10-12 mii de euro poți să faci acel container, că numim container, că numim pentru că e pe schelet de lemn, pe platformă betonată, îmbrăcat în de-astea, cum sunt la ambriuri de lemn, prefabricate, cu bată minerală, are 6 pe 4, dacă nu mă înșel. Da. Cred că acoperiști din tablă, eu cu totuși o clădirie de 6 pe 4 nu e atât de mică, iar prețurile azi nu sunt cele mai bune. Nu cred că poți face 500 de milioane, dar noi dăm 300 anul ăsta, poate mai strânge părintele 150-200 și poate duce la capăt. Dar, repet, eu aș fi făcut-o acolo la Ungureanu. Eu așa aș fi văzut-o eu, din punct de vedere, și am avut o discuție cu domnul profesor Ungureanu, că a fost anul trecut la mine la primărie, iar dânsul este de acord. Eu i-am văzut și oameni extraordinari, spun sincer, niște oameni care au pe 30 de hectare la Vătila, nici măcar nu știu de ele cum ei sunt, niciodată nu au fost interesați, au venit să vadă doar acolo și pentru comună cred că ar fi... Ce puțin mi-așa mi-au spus, că ei sunt de acord să... Acolo are și cadastru făcut, dacă nu și-au cadastru peste tot. Ar fi de acord să dea bucățica aceea parohie la un preț, cred că, undeva 5-6 mii de euro. Eu am telefonul dânsul. Da. Tot de la lucrurile acolo. Sunt polimenții. Eu acolo aș vedea eu. Și s-ar și pe ei poate n-are un făcut. Nu e dacă se poate obține finanțare pentru acea capelă sau nu? Da, îmi dăm 30.000 de lei, cum am dat totul. Nu pot să-ți comentez banii, iar din depo, până avem un bun. Nu am un serial. Deci noi am proiecte pe care stau... Deci noi stăm cu proiecte pe loc, mari, pe care le-am bugetat noi și care au crescut, s-au bucurat, din cauza că nu sunt bani. S-au schimbat proiecturile la toate. Nu, proiecte de masă. Mie mi se pare că... Nu s-a ceva banii. Dar da, deci eu nu merg cu varianta aia, dacă nu să fiu un timp, dar eu nu duce la urmă. Păi, să fii mai mare, fii mai mică, fii mai cu... Da. Parohia plătit la 30.000 de lei. Parohia plătit la 30.000 de lei.
Am trecut a fost pentru fiecare 20 de mii și aici la propunerea cred că e Eleni, dacă nu știu, da. Pentru că sunt două biserici în aceeași parohie, am mai pus 10 mii de lei. Puteți să pui exact încă 20, 20. Dar eu aș fi două biserici. Tot la numită. Nu te două biserici, după dăm eu un preot. Da. A fost pe parohie. Da, dar mai sunt și la altă. Biserici, dar am fost discuția cu domnul Cernință, mai cu un legătură cu fundul ăla, cu stata biserică. Ce concluzie? Zic, mă dată răspuns, cu domnul Cernință, mă rog. A scris problema scandală, mă zic, ce mă zic, mă rog, cu proprietatea fundului în jos cu Rusă. Cu Rusă, nu are nicio alimentar, poți să merge la fața locul control, acolo, cineva se controleze, nu deci colecta nimic de la WC-ul în fântână, nici apa este acolo ce este, nu știu dacă este total, dacă e total, total. Să se facă măcar de siguranță, un capac, ceva, nu trebuie, nu este pe treaba lor. Dar măcar de siguranță, vă spun sincer, e foarte jos. Deci eu nu sunt de acord cu fundatul bisericii. N-am fost de acord. Și a zis că dată solicitarea de acolo era să se înfunde. Nu să se înfunde. Și noi n-am fost de acord cu fundatul. Dar nu știu, dar nu știu, un capac deasupra, ceva cu o lapă. Dar pe cine deranjează fundatul? Pe cineva de el, vine un copil, nimic. Nu mă fac pentru siguranța populației. Nu-i pentru Cristi, pentru mă. Păi și aia care stau acolo, putea să pună un capac de sus, dacă vor să pună un capac. Dar nu fi cine nu-i de voie. E la autorizație construcției? Nu, dar trebuie ceva confuz, că ei se duc să fac, a zis, că nu pot la primărie. Da, au zis, băieți, mă repar și nu o să facă. Dar și atât e un lucru nu bun, foarte bun, că încă se ține funcțiunea acea fântână și în cazul. Da, se poate în situația în care apa comunală mai e. Să faci un intrat pentru stingerea încetă. A acoperit de frumos, asta sunt tot la primărie, nu trebuie aprobat. O intrată, dar fi tot pe construiesc alții anexii, garajuri fără autorizație, nu poți să o fi grafă la o fântână. Faceți dumneavoastră un copac. Și ați sponsorizat acolo că sunteți consilier local și ați închis discuția vecinilor. Și gata. Păi, decât să fie avem aceeași discuții la fiecare ședință de consiliu, sponsorizați un capac. Dar nu, nu trebuie să facă primăria poarta. Mă spun primar și fac treaba. Domnul Buziu, nu vine primarul să-ți acopere fântâna. Nu, dar am cerut o cerere ceva să aprobe că este scandalul de vecini. Dar eu am înțeles ce a spus dumneavoastră. Deci o idee, că dacă domnul vrei să întâmple ceva, nu duci un bețiu sau cealaltă să spun de grează, că eu mă trage un timp, nu știu, se duce peste el și moare acolo. Păi aveți deschidere de la toată. În punct de vedere legal, noi nu putem să intervenim acolo, pentru că e o fântână privată, e o fântână publică, nu este a noastră. Nu poți face o emisie acolo, cum s-ar imputa. Dar asta nu înseamnă că nu putem găsi o resursă. Bun, o soluție, deci o soluție de capac de toate. Eu m-am fost acolo, fântâna este nu este dărâmată. Nu este. Nu este folosită. Acolo se ceartă de la ea. Și acum pe un cei din stânga. Dacă nu mai dă apă în vreun zi de drăguțe și vezi că o folosești. Dar invers, deci o altă parte aia de sus, de cât este, de 40, de asta la răză, am făcut de capac, cu gură de vizitat. Dar nu, că putem pune capacul și la un metru. Pune el. Deci poți să faci un de asta, un dolar de asta, fie că câteva fructuri de pompier, cu o pompă care o ai, eu să le deschid discuția cu vecinia de acolo. Dar e centru de ceva. Pentru că ei se soluții. Un dolar de asta că fac modernizare acolo. Grătar de acum era înainte, pe SI, ăsta, să folosea. Lopată, pereată, tot acolo. Tu ce o pune mâna cu ceva așa? O pompă, o facă fântână. Și ca a doua zi l-o fura. Dar nu cred, dar ce? Deci am dus tombe. Dar n-am pază, n-am scăcat, am dus pază. Am dus pază, de ce fac? Am dus tombe roane să pună trecut. Am vrut să ați postul de oficie. Pe care le-a dat foc. Adică despre asta. Serios? Dar pune niște camere, deci trebuie să urmă de neapărat cel puțin 3 camere pe fiecare sat. Cum se urmă la intrare, la mijlu, pe oficie. Așa, le-a dat foc. Da, domnule, deci o soluție nu se poate găsi de spus, nu? Vreau să vă întreb. O țară cu ca afară. E mai bațări de mai zi. Da, vă ascultă la urmă. Da. Nu se pare că e un pic cam în neregulă modul cum vedeți dumneavoastră dezvoltarea comunei. Și aici mă refer la faptul că modernizați străzi care nu au nici acum nici canalizare. Știți foarte bine că de la nivel național nu se finanțează nicio stradă și nicio lucrare acolo nu este apă sau canalizare. Poate canalizare nu se face peste tot, dar măcar apă. Toate drumurile care dumneavoastră le betonați acum, mai devreme sau mai târziu, povestea de la Bătila. Da, la Bătila este o problemă foarte gravă, este un sat îmbătrânit, oamenii aduc apă de la sute de metri. În condiții care dumneavoastră betonați acele străzi, dar acolo nu este nicio sursă de apă, mai devreme sau mai târziu trebuie făcut ceva. Lucrările astea nu ne costă mai mult, așa s-a făcut
și la delen cu asfaltul care va trebui spart și nu vreți să faceți canalizarea. Niciun drum pe care l-am modernizat eu nu va trebui spart pentru a avea utilități. Pentru a... La delen, iau pe o bucățică, o bucățică, poate i-ați uitat și vreau să vă reamintesc. Am făcut strada bisericii. Am apă și canalizare. Când are făcut mandatul meu cu extindere canalizare. Nu, principal, știu. Strada Movilei. Canalizare făcută apă. Da. Drumul principal, de la Bălăiasa până în capătul la Aron, are apă ca și utilitate, fără să umbele ea. Canalizarea se poate face fără probleme, bani să avem. Avem și un PNRR de pus pentru extindere canalizare, Hedegiu și Bălăcidere, fără să se strige de bagă de drum, pentru că drumul este mai îngust. Tot dumneavoastră mă întreba de ce drumul este mai îngust și aici am spus că am lăsat un acostament mai lat pentru a putea fi tăiat în momentul în care s-a băgat canalizare. Mă uitat în tot oneștiul ăsta, sunt grări foarte ușor să pot face astăzi cu o tăiere de 30 cm de a se băga canalizarea. Să avem noi bani să, și, să băgăm apă și canalizare, pentru apă și canalizare. Am tunat acum în cele de sus. Să nu credeți că va fi un primar la Hilegiu vreodată care va duce apă în cele de sus. Asta este exclus. Canalizare. Că nu are de unde să o ducă, doamna Hilegiu. Și nu ai cum să urci în vârful dealului de acolo. Nu este nicio sursă în cele de sus pe care să o folosești. Și atunci am fost... Ce au făcut și până acum? Surse proprii. Deci, în toată lumea asta sunt, depinde, avem orașe care nu au utilități. Deci nu este, nu va fi. Eu nu văd. Ce când ați văzut și dumneavoastră, 13 ani, am văzut mica pentru blocherea aia, dar au și utilitate. Nu, eu am făcut proiecte dosate, pe toată comună. Da. Bine, să discutăm aici proiectul ăla, să facem așa. Da, mai e bun, mai e bun, mai e bun, mai merge spune. Eu am avut cu vedere toate satele, toate satele, toate străzile. Deci spuneți că nu se sparge nimic din ceea ce... Deci eu spun că nu se va sparge nimic din ceea ce s-a făcut. La Drăgugești urmează să turnăm asfalt pe Ciunci. Altfel, avem apă, nu avem canalizare. De la fel e un drum îngust în care să dea Dumnezeu să avem noi apă pentru canalizare și atunci... Ce este problema pentru mine și vă spun că n-am înțeles și am început să spun la începutul ședinței că inclusiv cei de la Angel Salini care au venit cu un hit și au spus că sunt prioritari proiectele cu apă și canal, azi nu mai sunt prioritare. Azi banii dau cei mai mult tot pe drum. Dacă vă uitați pe împărțeala pe județ, o să vedeți că sunt mai mulți bani pe apă, pe drumuri, decât pe apă și canal. Dacă nu dau bani acolo, aveam două variante, să-l fac, să nu-l fac. Eu am ales varianta să-l fac. Și să fie făcut și poate îi vin. Nu știu dacă nu-și făcut rău. Eu zic că e ok. Eu nu cred că se va putea duce apă în cioara de sus, de la o sursă publică, nu cred, nu are cum. Doar dacă s-ar exista undeva acolo sus, o sursă independentă, dar vom fi în aceeași situație în care suntem astăzi. Vă amintesc că nu mai putem face lucrări fără autorizație de construire, fără să facem o dată pe teren, iar cu ATO Ierecio nu are nimic terenuri în proprietate pe care să avem surse de apă, zone pe care putem folosi. Nu, trebuie să cumpărăm, dar eu m-am identificat. Eu în cioare de sus nu știu o zonă în care să aibă apă, să poată fi preluată și dacă poate de aici apa, domnul primar, dacă poate de aici apa, din la râpa gătului sau duceți o masul la apă, urcă ciordea. Urcă ciordea. De apă nu se ajungă nici în cer. Da, nu vă spun sincer cum s-a ajuns. Da, deci nu va fi. Apa așteptăm la nu, să nu cred, nu cred că va fi apă în cioare de sus. Nu se va. Nu în cioare de sus. Trebuie să-i jos pe la Ciordea, strada Costei este prinsă pentru la Amam, văd Codurețul, nu știu acolo câte mașini sunt, pentru ce, cât costă lucrarea în Codurețul? Nu, dar contract. Păi că puțin, e vreo 7 ori de 10.000 de lei. E făcută până un domn care are un budomic, foarte mult puțin costă, dar trebuie era nevoie de drumul acela. Știți foarte bine așa. Cum scoateți dumneavoastră mașina din capătul lui? Câte mașini sunt? Sunt destule, să știți. Cred că sunt vreo 10. Domnul acest nu am nevoie, că stăm la Michelat. S-a mutat eu în Stanciu acolo, de la Lucadel. Vine o grămadă de mașini acolo la toți vecinii dumneavoastră acolo din spate, ca au copii. S-adună la... Nu aveai cum să dai cu spatele. Nu aveai cum. Nu mai e bun drumul. Drumul acela a fost drum toată viața. Am găsit un om cu foarte mult bun simț, pe domnul Zărnescu, cred că zic bine,
Foarte mult, omul a mutat 2 metri. Nu știu dacă mai e cineva astăzi să accepte să mute gardul 2 metri, urând întreg de bucă. Doamne, nu știu butucii. Unica era lată, domnul Mișoara, când era noi mici. Nu știu de lucrul ăsta. Eu știu că butucii pe care omul i-am tăiat eu aveau cel puțin 15 ani în zi. Cel puțin 15 ani. Eu 92-95 și ajungeam cu tractorul cu remorcul cu mara. Dacă nu vrea să-l ia, știți că dacă nu vrea să-l ia voi, bine și cu rezolvă. Chiar dacă era al nostru, nu aveam unii tabulare acolo, nu eram proprietar pe el, era un grup pe care... E bine să vă urmă. Dar important e că s-a rezolvat. Eu acolo și rămâne greșit. Nu, rămâne așa cu pământ? Nu. Nu, dar așa era să strică. Nu. Deci acolo am dat comandă, 2 indicatoare, unul de sens unic și unul de acces interior din partea asta. Partea aceea pe care am intervenit, o să cumpărăm 3-4 mașini de beton, așa cum am făcut la DRMG. Cu munca fizică a noastră și a vecinilor de acolo, toți sunt de acord, vom pune 4 mașini de beton de 2 metri jumătate pentru a stabiliza balastul respectiv. Dar nu astăzi, pentru că stratul de balast este foarte gros. Am loc în care are 1,5 metri, pentru că era... Dar doamne primar, dar dacă l-ați așa, vine apa aia, cum a trebuit să rupit tot. Deci va fi betonat. Deci asta tot discuție. 4 mașini, 5 minute, ne costă iar 10.000 de lei. Deci nu a costat foarte mult. E făcut cu un bani bădar de oani. Cred că factorul la mapă ați văzut. Nu știu, pot să vă fac acolo să vedeți. Deci, nu cred că este greșit făcut, din punct de vedere. Deci nu cred. Era nevoie de dumneavoastră. Domnul Stoica? Da. Dacă tot se intervenie la drumul la drumul ăsta copului găuri, sunt două găuri. Nu s-a intervenit la apă și așa. Una care își poate periculoasă. Toate sunt vreodată. Dar măcar acolo e pui suprafață. Mai are și prima, pentru că e de la DRN acolo. Sunt alea două de la DRN, acolo ne-am spart pentru canalizare la bunicul Mașii, căminul ăla care s-a stat era în față la PET, cu viața vinul toate sunt măsurate. Dar nu poate să vin doar cu o cupă de asfalt, să când toarnă la trebucie și o să fac cu celălalt. Nu doare problemă. Nu mai putem să ne facem niște sesizări la drumurile naționale. Chiar ultima a fost. Deci, ultima sesizare e făcută bine. Am înțeles, am întrebat. Deci eu am fost personal la drumul Laicu, să știu. Îl și cunosc personal. Toate răspunsurile au fost clare pentru noi. Ei și-au făcut treaba. Drumul este un sector de drum în care se circulă 50 km/h. Este presemnalizat corespunzător din punct de vedere al indicatoarelor rutiere. Asta nu-s spus. Noi știm cu toții că e o problemă cu partea carosabilă. Avem două puncte și sunt la noi bună. Sunt două puncte. Sunt la noi, dar am două sunt la noi bună. Sunt 4 puncte, să știți. Sunt 4 puncte. E punctul acela în care... Ăla două care sunt mai vizibili. E punctul acela care trecut roșului, podul a îngustat, a fost foarte... Urmează cât de cruci acum în locul. Iasă de acolo și cea de aici spate la frate. Da. Înțelege ce situație. Am avut și acum câteva săptămâni. Da, și dovadă că ei recunosc că partea aceea este a unei coase, că au răzuit, domnule, că nu răzuiau, nu? Dar nu asta e rezolvarea. Eu, la discuția avută cu domnul Laicu, i-am spus clar, domnule, DN11 se întâlne de la Brașov până la Bacău, da. Din ce cauze sectorul de Moldova arată așa cum arată, și alegi dumneavoastră cum arată, sectorul acela de parte de Ardeal arată altfel. Adică eu am fost acum la Liga Leșu, așa cum mergem la prețul. Peste tot sunt personalizate, peste tot avem obsele roșii, trecem de pietoni aderente, ies în evidență. Curbile la fel, adică acolo se poate și la noi nu. Deci personal am avut discuții cu domnul Laicu. Am avut discuția cu domnul prefect tot pe tema asta, noi în țară, rămas să ne vedem miercuri sau joi, când se întoarce, pentru că au programat și el împreună cu dânsul, cu domnul director Rândănele, că vor să facă ceva pe 85 ăsta, niște ceva de despărțit. Da, spui plăși, de fapt. Deci eu am trecut prin nenorocire mare, și toată comuna, ce am fost ieri și acolo, nu sunt treabă nimeni niciodată, mi-a fost elevă, dar ea poate nu să aibă viață, poate nu să fie bine. Marina, cum am fost colegii împreună, suntem aceeași vârstă. Suntem nu sunt treabă nimeni prin ecoază, adică asta și... Poate putem să depunem... Dar nu putem face din ecoază. Dar nu din primărie, vorbesc de camera, dar toată țara. Vor să primit din camera aia. Poate atunci omul știe că le ia camera, da? Pentru mine, deci nu știu soluții de aici. Dimineața aia, când s-a întâmplat, mergeam la... Bănuiesc niște soluții tehnice sunt. Sunt. Dar mă arăt să fac. Adică să o amic... Deci pentru mine și-a spus, știți ce este pentru mine de neînțeles? Dimineața ce mergeam la Târgu Mureș, am plecat la 5 sfert de acasă, iar ce a început să ploaie. Și ploaia destul de tare, fulgera, mă suna nevastă, merg chiar în fața ei, se întâmplă acea copiii la școală. Toate accidentele, cel mai mult din accidentele care s-au petrecut pe zona asta,
sunt de oameni din comun, deja din zona asta, mai mult. Adică treci acolo prin fiecare zi. Ai trecut și de trecut și așa, că în vorba aia a fost accident. Cum să intri cu 102 km la oră, că acolo s-a oprit acul? Despre asta e vorba. Da, și asta nu este la urmă. Măcar jos, fiu, frate, și soluții că este pe fixe. Dar soluții noi, deci noi le-am sugerat. Dar nu, să facă ce facem, dar nu, să facă ce facem, dar nu, să facă ce facem, dar nu, să facă ce facem. Da, dacă nu mai sunt alte discuții, cu tine încheiem ședința. Vă mulțumesc pentru prezență.